Intenția primăriei Chișinău de a elimina grupele cu program prelungit pentru elevii din Chișinău i-a făcut pe mai mulți părinți să iasă în stradă. Ei au organizat un flash mob intitulat Cerem bani pentru grupele cu program prelungit a claselor primare din Chișinău. Oamenii au protestat în fața primăriei capitalei și au scandat lozinci cu mesajul Vrem copiii să fie în siguranță. Vrem grupe cu program prelungit! Vrem grupe cu program prelungit! Nu pot părinții să iasă la ora 2, să alerge, să-și iei copilul din clasa din 1, din 2, din 3. Ei trebuie să fie sub supraveghere. Așa au fost copiii mei sub supraveghere, așa și acum trebuie să fie. Ce ține de părinți, ce ține de profesori și acum, la o dată din nou, noi ne trezim cu o optimizare în ghilimele, care de fapt este anularea unor facilități care au avut copiii noștri din Chișinău. Și ne trezim că părinții, de pe data din nou, fără buget după sărbători, rămân cu o problemă, ce să facă copiii lor după masă. O soluție, ce face lumea cu copiii, ce fac oamenii care lucrează, care se duc la serviciu, care știu că copilul este sub supravegherea profesorului, mai bine decât așa, nu te poți simți nicăieri. Noi suntem foarte indignați. Această optimizare, am impresia că a avut un scop de a pedepsi părinții și iarăși educația este pusă într-o parte. Nu s-a dezbătut bugetul 2024, dar deja merg optimizările. Domnul primar, îmi pare că s-a grăbit cu această optimizare. Noi suntem foarte revoltați de faptul că domnul Ion Ceban a găsit bani pentru concerte scumpe, pentru luminiți în oraș, dar nu și pentru educația copiilor noștri. Ce facem noi copiii după ore? Ce facem? Unde îi duc? Îi aduc lui în birou să-i țină? Andrei Pavaloi, șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, spune că protestul din fața primăriei este o bătaie de joc față de toți copiii din țară. Este foarte straniu că reprezentanții PAS au protestat împotriva faptului că nu sunt bani pentru grupele cu program prelungit. Și vă explic din ce cauză. În cauza faptului că domnul deputat Vartanean a venit cu mai multe amendamente la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2024. Cu toate acestea, deputații PAS nu au votat acest amendament. Primarul Ion Ceban cere guvernului să ofere finanțare pentru crearea grupelor cu program prelungit în toată țara, inclusiv în Chișinău. Faceți pentru toată țara egalitate și oferiți surse egale pentru toate primăriile, inclusiv pentru Chișinău. Dorința conducerii PAS este să falimenteze primăria Chișinău și să nu reușească să-și acopere cheltuielile, dar nici să realizeze proiecte pentru Chișinău. Consilierii municipali PAS au solicitat convocarea de urgență a Consiliului Municipal Chișinău și aprobarea bugetului capitalei pentru 2024.